Anton a fost un artist liber profesionist. El s-a îndrăgostit de Svetlana atunci când a văzut spectacolele ei de stradă. Fata dansa atât de fermecător, încât imaginile au început imediat să-i fulgere în capul lui, iar inspirația i s-a trezit și a cerut insistent să descrie această frumusețe pe pânză. Svetlana n-a refuzat propunerea artistului și a fost de acord să pozeze pentru el. Relația lor a izbucnit ca o flacără strălucitoare. Erau nebuniți unul după celălalt și au început să petreacă aproape tot timpul împreună. Când au aflat că Svetlana a rămas însărcinată, Anton a cerut-o în căsătorie, dar ea nu a refuzat. Nu aveau bani pentru o nuntă magnifică, așa că au decis doar să-și înregistreze căsătoria. Lucrările lui Anton s-au vândut cu mare dificultate, pentru că nu tuturor le plăcea viziunea lui asupra frumosului. Prin urmare, nu câștiga prea mult. Pentru a-și asigura cumva familia, bărbatul a început să deseneze afișe pentru cinema, iar această slujbă cu fracțiune de normă s-a transformat în scurt timp într-un venit principal. Svetlana, pe de altă parte, s-a angajat ca vânzătoare într-un magazin de produse chimice de uz casnic. Când s-a născut Liza, bunicile i-au ajutat pe tineri cu bani și au avut grijă de nepoată. Fata a crescut într-o atmosferă magică a creativității. Părinții nu-i acordaseră atenția cuvenită și, ca întotdeauna, nu aveau suficienți bani pentru jucării. De aceea, fata doar desena. Tatăl ei avea atât de multe pensele și vopsele, pe care și-i cheltuit aproape toți banii câștigați, încât nu i-a părut rău să dea o parte din ele fiicei lui. Lizzie îi plăcea foarte mult să deseneze și deja la vârsta de 10 ani crea asemenea capodopere, încât câștiga la toate concursurile școlare, iar profesorii au sfătuit-o să se înscrie la cursuri de artă. Doar că bani pentru achitarea cursurilor, desigur că nu erau. Și ca răspuns la rugămințele fiicei sale, tatăl doar a mormăit că acolo nu va învăța nimic bun. Liza își petrece tot timpul liber cu un craion simplu și un caiet, desenând diverse schițe. Când fata a împlinit 15 ani, s-a gândit că ar putea câștiga niște bani în vacanța de vară. Ea încă nu avea telefon mobil, iar colegii ei, care credeau că e sălbatică, râdeau în permanență de ea și de sărăcia ei. Și ea a oftat tristă și a sperat că vei economisi peste vară, dar n-a avut norocul să fie angajată undeva și peste tot îi spuneau că este încă prea mică. Dar să împartă pliante, fata nu a vrut, pentru că trebuia să petreacă toată ziua în soare și să primească niște bănuți pentru asta. Într-o zi, Liza desena câteva scene din cărțile autorului său preferat. Ea a stăpânit un program de editare grafică pe calculatorul pe care prietena sa i-a permis să-l folosească și a putut să-și coloreze desenele atât de bine, încât păreau a fi ilustrații reale. Prietena s-a convins-o că aceste lucrări ar trebui neapărat trimise autorului. Liza a ezitat mult timp. Ea nu se considera o artistă talentată, pentru că tatăl ei spunea adesea că desenele ei sunt prea banale și ar trebui să se exprime altfel. Hai, transmite, nici nu te gândi mult. Respirând adânc, fata a trimis totuși ilustrațiile și, peste câteva ore, a primit o recenzie entuziastă că lucrările ei sunt pur și simplu minunate. La întrebarea cât doriți pentru ele, Liza a fost foarte surprinsă, pentru că ea a vrut să facă doar un cadou autorului său preferat. Fata a scris că a fost doar un cadou și nu cere vreo plată, iar autorul a răspuns că nu le poate accepta așa simplu, pentru că lucrările sunt excelente, iar conștiința l-ar putea mustra. Desenați la comandă? Întrebă el. Nu am încercat, dar probabil că aș putea, a răspuns Liza. Atunci o să trimit ilustrațiile dumneavoastră editurii și câtorva colegi. Vom considera că v-am răspătit cu o reclamă bună. Acasă, fata s-a întors într-o dispoziție grozavă. Ea literalmente plutea printre nori. Își dorea să cânte și să danseze de fericire. De ce ești așa de veselă?" întrebă mama, privindu-și fiica cu suspiciune. Nu ai folosit nimic interzis cu prietena ta?" Ar trebui să menționez că relația Lizzie cu părinții săi nu era deosebit de bună. Fetei se părea că ei își revărsau nemulțumirea asupra ei, pentru că n-au putut trăi așa cum și-au dorit. Dar ea nu le-a cerut nimic. Nu le-a cerut să o nască dacă nu erau pregătiți pentru apariția unui copil. Ce era de fapt dragostea maternă, Liza putea doar să judece, după comportamentul mamei, prietenei sale. Cu toate astea, fata nu s-a plâns de viață. Părinții ei au hrănit-o, n-au ridicat niciodată mâna la ea și chiar dacă i-au cumpărat cele mai ieftine haine, mereu se potriveau sezonului de afară. Nu, sincer, recunosc-o fata și se grăbi să se ascundă în camera sa. Ei își dorea atât de mult să-și întâlnească prietena și să afle dacă autorul i-a mai scris ceva. Chiar în dimineața următoare, Alina, așa se numea prietena fetei, a sunat-o pe Liza pe telefonul ei de casă și i-a spus că a primit încă o scrisoare. Și nu doar o scrisoare, ci o adevărată comandă pentru o copertă de carte electronică. Liza era foarte fericită. Alina a citit termenii comenzii și în cap i-a fulgerat deja o imagine care putea fi portretizată. După ce a convenit cu prietena sa să vină la ea în vizită și să rămână peste noapte, ca să deseneze puțin la calculator, Liza a luat un caiet și începe să pregătească o schiță. Chiar a doua zi, fata a reușit să transmită schița lucrării, iar când clientul i-a răspuns că e pe deplin mulțumit, fata s-a apucat să facă ultimele retușuri. După ce a primit 1000 de lei pentru munca sa, Lizei nu venea să creadă că a fost plătit atât de mult pentru ceea ce îi plăcea deja să facă. Ea nu știa cum să le spună părinților săi de unde a luat banii. Prin urmare, a decis să lase veniturile deoparte deocamdată, astfel încât mai târziu să-și poată cumpăra un telefon și să comunice deja cu prietena sa printr-un mesager special și, de asemenea, să aibă mereu e-mail-ul la îndemână. 2 zile mai târziu, fata a primit deja mai multe comenzi pentru ilustrații. Într-o săptămână și jumătate, a putut să adune bani pentru un smartphone. Și când l-a cumpărat, i-a fost frică să plece acasă mult timp. De unde ai luat asta?" începu mama să se revolte. Am cumpărat," spuse Liza și lăsă capul în jos rușinată. Probabil l-ai furat." De unde l-ai furat? Din vreun magazin sau de altundeva? Sau ai făcut ceva ilegal? Nu cred că poți câștiga astfel de bani la vârsta ta printr-o muncă cinstită în doar 2 săptămâni. Așa cum era de așteptat, mama a fost supărată, iar Liza a fost rănită că a spus adevărul și a fost numită mincinoasă. După ce a povestit totul încă de la bun început, despre cum și-a trimis ilustrațiile autorului și cum a primit prima comandă, fata a lăsat capul în jos. Ei bine, din moment ce cuiva îi plac desenele tale, ar trebui să te folosești de asta, a radiat imediat tata. Și în ceea ce privește cadoul făcut autorului, nu ți-i rosi energia gratuit. Ar fi trebuit să-i ceri ceva, ca să nu se folosească de tine. A doua zi, după ce s-a întors de la prietena sa, Liza observa că în camera ei era un calculator și o tabletă grafică. Ce e asta?" întrebă ea, fără să-și credă propriilor ochi. Instrumentele tale de lucru," zâmbi tatăl. Nu-mi mulțumi, le-am luat în credit, așa că ne vei da nouă banii câștigați, iar eu o să achit împrumutul." Fata și-a îmbrățișat tatăl. Era atât de fericită de un astfel de cadou, încât nici măcar nu s-a gândit la ce scop ar putea urmări părinții ei. În timpul verii, ea a reușit să câștige mulți bani, dar tatăl său a spus că nu a dat totul pentru achitarea datoriilor, ci doar plățile lunare, iar restul mergea la nevoile familiei. După ce a primit plata pentru următoarea copertă, Liza și-a dorit să meargă la un magazin de îmbrăcăminte și să aleagă pentru prima dată ceva pe placul ei. Dar mama a început să mormăie că trebuie să cumpere produse alimentare, iar lucrurile ei vechi și așa sunt normale și n-ar trebui să cheltuie banii. Pentru prima dată, fata s-a simțit folosită. Acest lucru o făcea să se simtă inconfortabil, dar ea habar n-avea ce să spună împotriva părinților săi. Calculând aproximativ valoarea medie a veniturilor, Liza a ajuns la concluzia că ea câștigă mai mult decât părinții ei la un loc. Dar ei cheltuiau atât de repede banii, încât fata a avut mare noroc că și-a procurat smartphone-ul înainte ca părinții să afle despre veniturile ei. Începutul anului școlar a fost foarte agitat. Liza n-avea timp să deseneze la fel de mult ca în vacanță, iar părinții au început să facă presiune asupra ei și să spună că studiile nu sunt atât de importante, la fel ca și notele. Performanța academică, din cauza nopților nedormite, a început să scadă. Liza a început să se simtă ca un portmoneu pe care părinții ei îl scutură și nici măcar nu încearcă să fie interesați de cum se simte fiica lor cu o asemenea încărcătură. Nu avem cu ce să achităm împrumutul pentru calculator, a spus într-o zi mama. Când va veni următoarea plată? Fata s-a uitat la ea și a observat că mama ei s-a îngrășat foarte mult în ultima vreme. Ea și-a părăsit slujba, dar tot n-a putut găsi una nouă sau nici n-a căutat-o. V-am dat deja mai mulți bani decât valorez acest calculator. Nu pot să stau trează toată ziua și noaptea și să livrez de fiecare dată o capadoperă. Uneori lucrarea trebuie refăcută, a recunoscut Liza cu disperare în glas. Una e să desenezi sub inspirație și cu totul alta, sub jugul privirilor tale, mamă. Și tatăl a început să le reproșeze fetei că nu se străduia suficient și că ea putea deja să câștige mai mult decât câștiga acum. După ce a finisat clasa 9 cu Ghiu cu Vai, Liza a luat o decizie foarte dificilă pentru sine. El decis să-și facă studiile la un colegiu pentru a scăpa de presiunea părinților săi. Observând că mama este întinsă în fața televizorului zile în șir și se uită la niște melodrame și mănâncă dulciuri scumpe, fata și-a dat seama cu tristețe că este pur și simplu folosită. Iar dacă ea brusc va spune că nu are comenzi, părinții ei se vor enerva și vor obliga să caute altele noi. Tatăl a refuzat să lucreze la cinema și acum desena caricaturi mediocre, cu care era deja tot blocul plin. Lucrările lui nici până acum n-au fost vândute, dar el se considera un geniu nerecunoscut. Cumva, fata încerca să se consulte cu el ce culoare se potrivește mai bine pentru fundalul coperții, dar el a râs de ea și a spus că aceasta nu poate fi numită artă. Dar dacă se achită bani buni pentru asta, atunci poate alege oricare dintre culorile care îi plac clientului. Liza nu le-a spus niciodată bunicilor sale că părinții ei o exploatau. Ea nu s-a plâns nimănui, până și Aline i-a spus că ea singură le dă toți banii de bunăvoie, doar că acest lucru o obosea deja complet. Fata a înțeles că nu are deloc timp pentru sine și că dacă ar avea ocazie să muncească mai puțin, munca ar deveni mai calitativă. Și până la urmă, ea a vrut să înceapă să se întâlnească cu vreun băiat și să finalizeze cursurile de artă, pentru care așa și nu avea bani, pentru că părinții erau acum șomeri, iar cererile lor au crescut dramatic. Am decis să merg la colegiu și să mă mut la un cămin, i-a spus într-o zi Liza mamei sale. Crezi că îți va fi mai bine să lucrezi acolo? A întrebat mama, fără ca măcar să-și ia ochii de la ecran. Se părea că nu-i pasa deloc că fiica ei decis să se mute de la ei. Ei de parcă trăia într-o altă lume, din care putea să o scoată doar vestea că a primit un alt transfer pentru lucrarea finisată. O să-mi fie mai bine, pentru că voi munci mai puțin și nu o să vă mai pot da bani. Nu vei îndrăzni, a strigat supărată mama, uitându-se furioasă la fiica sa. Ne ești datoare, noi te-am pus pe picioare, ai reușit doar datorită nouă. Iar acum ai decis să ne întorci spatele? Cum poți spune așa ceva? Sper, spre binele tău, că ai glumit. N-am glumit, mamă. Eu cred că anul acesta v-am dat suficienți bani ca să vă puteți odihni. N-ai lucrat de 6 luni, iar tata a avut timp să se ocupe de creație. Acum am nevoie să mă gândesc la mine. Nu pot lucra tot timpul pentru voi. Fiecare cuvânt i-a fost dat cu mare greutate. După ce și-a vinovățit mama, Liza s-a simțit vinovată. Ea se certa pentru faptul că a luat o asemenea decizie, însă de asemenea și-a dat seama că părinții ei au nevoie doar de bani de la ea și, să nu fost banii, ar trimite cu plăcere la cămin. Tatăl și mama au început să o certe și să-i spună că dacă ea face una ca asta, atunci ea nu va avea loc în casa lor și că nu vor putea ierta niciodată pentru o asemenea trădare. Fără tragere de inimă, Liza și-a făcut valiza, le-a lăsat părinților niște bani și s-a mutat o vreme la bunica ei, spunând că era dor de ea. Ea n-a vrut să spună cuiva detaliile dramei de familie și să vorbească urât despre părinții săi, dar nu mai putea trăi cu ei. 3 ani mai târziu, Liza s-a angajat la un studio de animație. Din când în când, ea făcea ceea ce îi plăcea și desena coperți la comandă, iar părinții ei nu și-au amintit de ea niciodată. Au încetat chiar să mai răspundă la telefon, după ce fiica a spus de mai multe ori că nu va putea să le mai transfere bani și despre cum se descurcă ei Fata afla doar prin intermediul bunicii sale. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și dacă v-a plăcut istorioara, nu ezitați să lăsați un like și să vă scrieți părerile în comentarii. O seară minunată vă doresc și ne reauzim în curând. Pa, pa!